Mare Nigrum este singura navă de cercetări marine a României și aparține Institutului Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină. A fost construită în 1971 într-un șantier din Germania și a primit inițial numele Someș. A fost mai întâi pescador, iar mai apoi a fost transformată în navă de cercetare marină. Are un echipaj de 25 de marinari, însă la bord se pot îmbarca geologi, geochimiști, biologi sau fizicieni în funcție de expediția pe care o realizează. Este din anul 2004 obiectiv de interes național, instalație de cercetare de interes național. În momentul de față este cea mai mare navă de cercetări interdisciplinare operațională la nivelul bazinului Mării Negre. Deci, cred că asta e partea cea mai importantă, este nava amirală a cercetării marine românești. Pe de altă parte, de aproape un deceniu, este nava de serviciu a Comisiei Europene la Marea Neagră, este navă implicată în majoritatea proiectelor de cercetare finanțate prin programele de cercetare ale Comisiei Europene. Toate instalațiile de la bord au fost readaptate sau înlocuite pentru transformarea în navă de cercetare. Acum are în dotare aparatură de ultimă generație pentru cercetări geofizice. În plus, se pot face determinări foarte precise și importante din punct de vedere al calității apei. Colegul meu acum armează buteria nisipe, care ulterior va fi lansată în tot sistemul la apă și va da o comandă. În momentul în care sistemul ajunge la adâncimea dorită, din vedere să prevenim probleme, va da comandă pentru închiderea ermetică a acesteia. Iar închiderea se face ceva în genul ăsta, o să o fac manual, ea este făcută automat în timpul prelevării probelor. Una dintre marile provocări de pe Mare Nigrum a fost remotorizarea. O echipă din Olanda a venit și a instalat la bordul navei un motor nou care le-a înlocuit pe cele două propulsoare vechi, iar consumul s-a redus aproape la jumătate. Ne aflăm în sala mașinii a navei. Motorul principal este un motor Caterpillar de generație nouă, cât de cât. El are totuși 10 ani, dar este într-o stare perfectă. El a înlocuit cele două motoare care nava din construcție a avut două motoare principale și în 2011 am remotorizat și am pus numai un singur motor cuplat printr-un reductor inversor la linia de axe, dar el are pe el dublate toate sistemele. Sistemul de răcire, sistemul de alimentare combustibil, sistemul de ungere cu ulei. Deci este exact ca și când am avea două motoare. Unul dintre proiectele cele mai importante desfășurate de cercetători a fost instalarea unor balize în largul mării. Ele înregistrează 24 de ore din 24 și pot preveni cu cel puțin 15 minute orice incident. O componentă a unei balize din larg este prezentată sub această formă în care practic are toată partea de electronică, de comunicații satelitare, de avertizare, de navigație și de alimentare cu panouri solare. Cum am menționat, sunt la 160 de kilometri, iar alimentarea este pe bază de panouri solare. Marea Neagră rămâne un loc cu un potențial extrem de mare. Este însă nevoie de mai multe investiții din partea statului român pe măsura eforturilor pe care le depun cercetătorii români.